de dragoste, recită actorul Ion Caramitru prin reprezentantul său cel mai de seamă. După cum vedeți, ne-am îmbrăcat cu toții în negru pentru că se zvonește că sunteți morți după noi. Cum spuneam, de dragoste lui Angela, care ne-a iluminat nacela. Dacă ai ști ce dragă mi-ești, ți-ai dat drumul prin ferești și ai venit întinsă în picaj, de te-aș lua de pe pavaj, lin ca pe o floare grea de crin, și te-aș pune într-un pahar, pe o prispă de cleștar, nu în apă, ci în lapte sau ulei, să te pup adânc și rar, zi și noapte, unde vrei. De fapt, scopul celei de-a doua intrări a fost pentru a vă comunica un lucru, și anume acela că vin direct de la Cotroceni și sunt investit să vă spun că trăiți bine. Vă felicit, nu mă așteptam. Eu chiar am văzut lumina de la capătul tunelului. Era trenului care se apropia. Adevărul este că omul nu-i făcut pentru muncă, dovada că îl și obosește. Dacă muncești ca un cal, dacă ai o sănătate de bivol, dacă vii acasă obosit ca un câine, trebuie neapărat să consulți un veterinar. Pentru că ai toate șansele să fii un bou. Asta e viața. Viața este o boală, o boală grea, mortală în cele din urmă, cu transmisie sexuală. În lume, la fiecare 6 secunde, o femeie naște. Trebuie să o găsim pe această femeie, să o oprim imediat. În ciuda aparențelor, și pe mine m-a născut o femeie. Eu m-am născut în România. De ce? Explicația e simplă, am vrut să fiu cât mai aproape de mama. Toată copilăria mea am crezut că sunt vietnamez. Toată copilăria mea am crezut că numele meu este Ia mâna, n-ai voie. Când mi-am început viața sexuală, cineva mi-a spus: bărbatul deasupra, femeia de desubt. Cu prima soție, 3 ani am dormit în 4 suprapuse. Am avut ghinion cu ambele soții. Prima m-a părăsit, a doua nu. Culmea, prima m-a părăsit când a aflat că mă culcam cu ea. Cu a doua e bine. Dormim în camere separate, luăm masa pe rând, ne facem concediile fiecare în altă parte, nu ieșim niciodată împreună, adică facem tot posibilul să ne salvăm căsnicia. Ultima oară când am ieșit și eu cu nevastă mea din casă a fost când ne-a explodat apartamentul. Am un prieten care zice că a dus-o bine cu toate cele 17 căsătorii, din care au rezultat 34 de copii, care îl vizitează și de 2 ori pe zi la casa de nebuni. Noi copiii n-avem, deși îmi plac foarte mult, mai ales când plâng. Pentru că vine cineva și ia de acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor, am fost singurul supraviețuitor. Eu nu avem copii și pentru că nevastă mea e anticoncepționale. Deși de la o vârstă, cel mai bun anticoncepțional este să lași lumina aprinsă.
Eu ultima oară când am avut relații cu o femeie a fost la New York, când am intrat în Statuia Libertății. Unii spun despre femeie ce cap frumos are, alții ce glezne frumoase are. Eu personal cred că adevărul este undeva la mijloc. Asta e viața. Asta e viața. În viață trebuie să fii sănătos. Eu sunt. Am corpul unui tânăr de 18 ani. Îl țin în frigider. După ultimul consult, doctorul mi-a mai dat de trăit 3 ani. Când a văzut că n-am cu ce să-l plătesc, mi-a mai dat 3. Astăzi chiar m-a certat. Zice, dumneata ai îndrăznit să-mi pui aici în buzunar 300 de euro? Zic, nu. Zice, de ce? Ăștia-s doctorii. Unul a venit la el. Doctore, am sida. Fă împachetări cu nămol și scap? Nu, dar te obișnuiești cu pământul. Altul a venit la el. Doctorul a venit după analize. Am două vești, una proastă și una foarte proastă. Spuneți-mi pe aia proastă. Ai Alzheimer. Și aia și mai proastă, ai și sida. Bine că n-am Alzheimer. Asta e viața. Ca să rămâi sănătos, trebuie să faci sport. Bunicul meu avea 60 de ani când a început să meargă câte 6 km pe zi. Astăzi are 90 și abar n-avem pe unde e. De fapt, moartea este felul naturii de a spune să o lași mai moale. Unul i-a bătut moartea la ușă. Cine e? Eu, moartea. Ce te-ai speriat așa? Credeam că e garda financiară. Iertați-mă, văd acolo, iertați-mă expresia, în fund, niște tipi care nu râd deloc. Să știți că seriozitatea este refugiul omului cu o inteligență mediocră. Dacă mai este cineva în această sală pe care nu l-am jignit, rog să mă ierte. Bună seara!